Metoda mea este să fac așa. Sunt mult mai grele decât codițe afro-subțiri, pentru că folosesc mai mult extensii. Așa. Dun, 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 dun. This is my intro song. Bună tuturor, sunt Celia Novo. Bine ați venit pe canalul meu de YouTube și astăzi am un nou tutorial pentru voi de codițe afro. Dacă ești nou aici, bine ai venit. Eu sunt Celia Novo. Locuiesc în România și fac codițe afro, fac videoclipurile pe YouTube și pe TikTok și pe Instagram, bla 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 bla. Asta sunt eu. Ok, direct pe tutorial. Data asta o să fac ceva diferit. De obicei fac box braids, codițe afro, subțiri, foarte subțiri, dar acum o să fac mai mare, deci big box braids. Se numește butterfly braids, deci o să fac butterfly braids astăzi. De asta acest tutorial este mai special. Aceste sunt extensiile. Dacă... Opa, așa. E foarte, foarte important să rămâneți de momentul ăsta până sfârșitul, ca să vedeți ce este butterfly braids. Extensiile am luat, primesc întrebare mereu unde iau extensii. De mult timp am dat niște site-uri în România, nu iau de un site specific, depinde ce fel de codițe, ce model de codițe vreau, ce culoare și mai departe. Aceste am luat din Londra, am vizitat Londra recent și am fost la un African market acolo și mi-am luat aceste. Dar asta am luat de pe Superior Line și aceste curly nu sunt extensii de codițe afro, dar sunt extensii de crochet, dar o să folosesc și pentru codițe pentru că fac butterfly braids. I'm so excited! Este un pic de ombre, îmi place foarte mult ombre pentru că se vede foarte fine. Da, am luat atâtea pachete pentru că, așa cum am zis la începutul, nu o să fac codițe subțiri, o să fac codițe mai mare, medium braids. Și pentru medium braids trebuie mai mult extensii pentru că vreau volum, extensii de codițe afro și asta curly extensions pentru butterfly braids. Am luat și niște accesori. I'm so excited! Da, abia aștept. Foarte colorful. Am luat auriu, culoarea asta, pentru că merge foarte bine cu negru. De asta nu vreau să fac doar cu roz, pentru că vreau să folosesc și accesorii. Așa că negru e mult mai bine cu accesorii auriu și roz pentru un dash de color. A splash of color. Ok, așa cum vedeți, am împătit părul deja, spalat, pregătit. I look so cute. Primesc și întrebarea de ceara. Ce ceara folosesc? Ce ceara folosesc? Nu folosesc ceara, folosesc o crema, Soulmate, asta e crema. Atâta, altceva. Let's go directly to the braids. Ok, guys, o să fac un mix între roz și negru. Oh, so short and curly. You wanna comb out your hair? Asha. And... Okay, and then you tie the rest of your hair. Asta trebuie să fie împătit în doi. Dacă fac subțir, o să fie împătit în trei. Dar acum fac gros, așa că
Mișto. Și miroase foarte, foarte fain. Și am luat ceva mai subțiri pentru că o să mai pun spre vârfuri ca să fie mai lung. Nu știu asta dacă e mai gros sau nu. Nu cred. Hai să vedem dacă e foarte mare. O să iau extensii mai puține extensii. Nu, cred că e ok. Da, e ok. Perfect. Acesta este mărimea pe care vreau eu. Superb. Așa. It's perfect, guys. Acum, așa cum vedeți, nu este foarte lung. O să pun asta. Așa, că să fie și mai lung. Așa. And it's perfect, guys. I absolutely love it. Asta e prima dată când îmi fac codițe medii pentru mine. Adică tot timpul fac subțiri. Și stau 10 ore. Dar asta cred că o să merge mult mai rapid. Toda mea este să fac așa. Și să continuu. It's perfect, guys. Nu o să împletesc până la vârfuri, pentru că fac, cum am zis la început, fac butterfly braids. O să iau părul, așa, și fac un nod. Așa. Asta o să rămâne. Dar deja îmi place. Să văd în oglindă. Yes, guys. This is it. This is what I want. It's perfect, guys. Okay. Let's continue. Rezistă mai mult. O să văd diferența acum între codițe afromedii sau subțiri. Și o să revin cu răspunsul care rezista mai mult. Cred că asta e mai subțir, dar nu contează. It doesn't matter, guys. Încă puțin și o să mai pun extensii. Acum. Așa. Și până aici, tot așa. Fac un nod. Așa. Da, trebuie să fac mai mare. Sunt foarte obișnuită cu codițe afro subțiri. Dar o să fac mai mare. Ok. Deci, nu știu de ce până acum am încercat doar codițe afro subțiri, dar asta merge mult mai repede și arată, cred că, mult mai fain. Gros, așa. Abia am început, iar se vede frumos deja. Și, nu știu, a trecut doar un sfert de oră, 15 minute, până când, de când am început. Și perfect. Ok, asta e un check-in. O să fac sus. O să folosesc
mai mult negru asta pentru sus aici și o să revin cu rezultatul. Ok, guys, aici am ajuns, arată superb, foarte lungi, îmi place foarte mult culoarea, am pus mai mult negru aici și se vede roz. Superb, dar trebuie să zic că sunt mult mai grele decât codiții afro subțiri, pentru că folosesc mai mult extensii, cred că de aia nu sunt obișnuită să fie atât de grele și trebuie să mai pun poate asta în spate, nu știu ce o să fac, dar arată foarte pretty, îmi place, este un nou look pentru mine, adică un nou look, fac codițe tot timpul, dar pe maremia asta chiar un nou look pentru mine. Cred că o să fac un pic de ombre, o să fac roz doar în spate, să vine așa, o să vedem. Ok, o să mă duc pentru că am făcut și live, ia mai mult timp până când fac acest video. Așa că o să fac partea asta și o să revin. Ok, guys, am ajuns aici. Așa arată, so far so good. Dar cum am zis mai devreme, nu știu dacă pot mereu cu codiții afromede, cred că subțiri, e mai bine, pentru că am strâns foarte tare și mă doare și toate. N-am simțit durerea niciodată cu codiții afro subțiri, dar cu asta simt și simt capul grea, greu, dar na, beauty hoți, cum ziceți voi, băbara sufera la frumusețe. Baba sufera de la frumusețe. Baba sufera de la frumusețe. Așa că mai am aici, în spate, nu știu câte ore a trecut până acum, dar să știți că am luat și pauză, am mâncat, am făcut live, am vorbit cu mama pe telefon. Deci nu pot să zic exact cât a durat, cred că am început pe la 5 și acum e 8 jumate, nu știu, a trecut multe ore și cred că am făcut jumate în 3 sau 4 ore maxim, nu știu. Acum mă uit la Survivor și trebuie să iau o pauză din nou, nu pot să arăt toate, dar foarte lung. Am lăsat așa, se vede și roz între. Îmi place foarte mult, că roz nu e foarte obvious, dar se vede că e acolo. Au, au, mă doare. Ok, dar e foarte fain, îmi place. Ne vedem după, nu știu dacă o să mai filmez cum fac în spate, pentru că oricum nu vedeți voi. Cred că o să fac, o să las asta și o să fac asta la sfârșit, ca să vedeți și voi și toate chestii ce vine după. Ok, am revenit. Suntem la chiar ultimul. Este ora 12, noaptea. Am verificat și am început pe la 5 jumate. Dar am făcut pauze, nici nu mai știu, cred că o oră, pentru că am mâncat, am jucat, m-am uitat la Survivor și totuși o să zic că am terminat asta în cam de la 5 jumate, zic 6 jumate fără pauze, în 4 ore, 4 ore jumate.
și care este foarte impresiv pentru mine, pentru că de obicei când fac subțiri, stau până la 8-10 ore. La început am zis că fac butterfly braids, dar de fapt fac goddess braids, adică nu este butterfly, e goddess. Am greșit. E goddess braids, guys, dar o să vedeți totuși ce este goddess braids. Îmi place foarte mult cum arată, dar când ce am zis că capul este un pic greu, mă simt, nu știu, foarte greu cu codițe așa. Marine mai mare decât subțiri. Cred că e doar mine, adică părul meu este, nu știu, used to smaller braids și acum parcă am schimbat rutina și mă doare puțin, dar o să trece. Îmi place foarte mult și cred că îmi stă mult mai bine așa decât cu ce foarte subțiri. Cum am folosit 2 pachete jumate, a rămas doar asta din toate pachetele de extensie, a rămas așa, atâta. Dar dacă faceam subțiri, folosesc maxim 2 pachete, cam 1 jumate, pentru că tot timpul folosesc din pachete, pachet mare. Așa, și am terminat cu partea de braiding. Acum o să fac toate chestii cu vârfuri, cu goddess braids, cu accesor și toate. That's... I love the way it looks. Ok, să vedeți și voi. I'm so excited! Vedeți? De ce sunt atât de fericită? Pentru că arată foarte fain, blending de culori, negru spre roz, spre roz deschis și așa. Roz mai în spate, negru mai sus. Dacă fac styling, o să arată mult mai super. Iau asta, a rope. Așa, cum să zic rope? What is rope? Fâine. Fâine. Am luat fâine. Fâine. Pun în apă fierbinte. Așa și mai tare că să mai merge așa. Și acum fac la fel pe partea asta. Acum vine partea cu apă fierbinte. Ui! Se simte mai moale, că să nu mă doare atât de tare. Așa. Să vedeți și voi ce o să iasă. Dacă nu este curly, nu. N-a mers hack-ul meu. Dacă da, să folosiți și voi.
Vedeți cât de curly este? Wow! Guys! Oh my goodness! Și așa arată. Ok, apă peste tot. O să fac și partea asta. O să dau cu spumă și o să revin cu ce fac cu aceste extensii creți, tot pe părul meu. Hey guys, deci am terminat. Asta este Goddess Braids. Am pus și accesorii, am pus și pur creți. Scuze că n-am arătat, nu mai am timp, mi-e somn, trebuie să mă duc să dorm. Dar dacă vreți un tutorial, scrieți jos. Și da. Că despre ce mai tare ever. Îmi place foarte mult că am schimbat rutina cu doar codițe subțiri și foarte colorful. Cred că îmi stă mult mai bine cu negru. Așa, mai royal. I love it so much. Deci, mulțumesc dacă ai stat până la sfârșit. O să fac multe poze. You can find me on Instagram, Celianovo, peste tot, TikTok, toate. Ok. Un takeaway. Ah! I look so cute. Nu mai pot. Nu mai pot! I can't anymore, guys. This is so cute. Îmi place foarte mult cum a ieșit și faptul că nu a durat atât de mult timp este un plus pentru mine. Dacă vreți programare și sunteți în Sibiu, puteți să-mi scrieți pe Instagram codițe afro Sibiu. Vă pup!